Știu că o să reîncepi muzica, ai emoții? Da, am emoții pentru că pauza a fost una destul de lungă și atunci, oricum eu sunt o fire mai sensibilă și emotivă și chiar am spus-o de multe ori că mi-e ciud așa după câte un interviu, că mă pierd, am emoții, dar pe de altă parte un artist fără emoții nu poate să creeze și încerc să privesc această latura a mea ca pe o calitate. Se vede că ești o femeie emotivă și angelică, așa, dar sunt curioasă dacă zgârii și tu ești, sau ești blândă mereu. Îți dai seama că sunt nevoită să fiu pusă și în astfel de situații pentru că Cheo este topit, e nebunit, el mi-a zis sincer și fără supărare: iubire, nu pot, iartă-mă, nu pot să-i refuz nimic, nu pot, sunt... Și atunci pică pe mine sarcina asta grea. Și tu trebuie să iei deciziile mai... Când și când să fiu the bad cop, pentru că altfel îți dai seama... Ar fi prea... Și mami e cea care spune nu, mami este cea care se impune și... Dar dacă voi vreți să plecați într-o seară, așa, amândoi, nu știu, să mergeți la un restaurant până mai târziu sau așa, fetița stă fără tine, că știu că tu ești voi sunteți atașate foarte mult una de cealaltă. Nu prea am încercat seara. Mai ales într-o vacanță, nu știu, voi doi. Nu ne-am dorit o vacanță doar noi doi până acum. Da, să știi că nu doar eu cu ea am fost așa, și el având studio acasă și lucrând de acasă, am fost tot timpul unii cu cei. Ea are intrare liberă la el în studio. El a ținut neapărat ca ea să nu simtă că îi se închid ușile. De multe ori atrag eu atenția: mami, lasă-l și pe tati, nu-l mai întrerupe. Ce, tati se oprește? Tati se oprește din ce fac? Știe că e prințesa lui. Da, el nu poate. Și atunci petrecând foarte mult timp împreună, toți trei suntem foarte închegați și ne-a fost foarte greu. Nici n-am simțit așa... Noi când ne plănuim o vacanță, ne o plănuim cu ea. Și ea nu a stat cu părinții noștri, pentru că ai lui sunt stabiliți la Geneva, vin... de sărbători în general și cu ai mei nu prea a stat pentru că ai mei au job. Cu bună presupun că nu prea vreți nici voi și aveți destul de timp liber ca să poți să stați. Bună, n-am simțit nevoia, eu fiind acolo 100% zi de zi, abia prin anul 3-4 să spun că am simțit nevoia să-mi iau un ajutor, dar ea nu a mai acceptat. Și la urma urmei, eu sunt foarte fericită că am avut această șansă, pentru că toate mămicile își doresc să stea acasă cu copiilor și unele nu au încotro pentru că fiecare se duce pentru copil la urma urmei, nu vor să piardă jobul poate. Așa că sunt super, super recunoscătoare.